Humus. Ce humus, domnule? Ăsta e senzație. Dacă respecti rețeta și nu ție se-ți trimit ingredientele la tine, în bucătărie, o să-mi sară fălcile decât am să mănânc de asta. Ah, mamă cum e. Am să iau așa și cu puțină ceapă. Wow. Wow. Numai cuvinte de laud. Un deliciu. Un deliciu. Această fasole bătută, acest icre de fasole, cum se mai numește el, ei bine, dragii mei, este nemaipomenit. Constantine de zile mari, ați văzut ce post avea? Ați văzut cum mânca? Ei bine, înseamnă că a reușit. Rețeta asta minunată este indicată a se consuma măcar o dată pe lună. Iar atunci când faci borș de fasole sau iahnie de fasole, ei bine, pune ceva fasole în plus și fă și această fasole făcăluită. Dragi pofticioși, haideți să vă arăt rețeta familiei mele de fasole bătută. Ingredientele le găsiți acolo jos în descriere. Hai să gătim! Prima și prima dată eu încep cu ceapa, pentru că ceapa durează cel mai mult să se gătească. Și iată cum procedez eu. Am aici 3 cepe tocate mărunt, cât de mărunt poți tu, iar pentru acest lucru am nevoie de în jur de 150 ml de ulei. Ulei de floarea soarelui. Pun aici în grateță. Uleiul l-am dozat pentru o cantitate de 600 de grame de fasole. Fasole fiartă, evident. După ce am pus uleiul, am să iau să pun ceapa, le pui în ulei. Exact acum, fără să dai drumul la foc. Apoi vii și pui peste sare. Am aici undeva la o linguriță, poate o linguriță și jumătate de sare. Iau și pun o linguriță de sare peste. Sarea va ajuta ceapa să se înmoaie mai repede, să-și lase zeama și să se soteze exact cum trebuie. Iar pe lângă acest lucru, mai am aici și niște apă. Apă normală de la robinet. Am să pun echivalentul la, să spun, 10-15 ml de apă. Pun aici. Perfect. Motivul pentru care fac această mișcare este de a elimina cârcotașii ce mă roiesc. Nu vreau să prăjesc ceapa. Atenție, prăjirea cepei este interzisă și în bucătăria profesională. Așa că la mine acasă nu veți găsi ceapă prăjită. Mă interesează să o sotez, să se caramelizeze ușor, dar la foc mic. Atenție, focul este foarte important atunci când sotez ceapa. Deci focul cât se poate de mic. Așa că a venit momentul să dau drumul la foc. Am pornit. Îl setez cât de mic se poate și da, dragi pofticioși, 10-15, chiar 20 de minute trag de ceapa asta până obțin ceea ce trebuie. Până atunci, mare atenție la ceapă, din când în când revii asupra ei și mai amesteci în cratiță sau în tigaie, în ce faci tu. Uite așa. E bine, dragii mei, cât ceapa stă liniștită și își vede de ale ei, a venit momentul să mă ocup de fasole. Și așa cum am spus mai devreme, am aici 600 de grame de fasole. Fasole albă cu bobul mic. E de anul trecut, ceea ce o face indicată pentru această fasole bătută. Iar dacă ar fi să completez, mare atenție ce fasole cumpărați, pentru că de obicei nu știi care e sursa fasolei pe care o cumperi. Dacă o cumperi de la piață, e posibil să aibă și 7 ani. Dacă o cumperi din magazin, la fel poate fi de câțiva ani buni. Iar dacă ai să o iei de la țară, ei bine, ai să știi de unde provine. Eu am aici o fasolică de la țară, de la ei mei de acasă, am fiert-o înainte și dacă nu știi cum se procedează cu fasolea să fie fiartă corect, ei bine, am aici un video în care îți arăt pas cu pas cum pregătesc eu fasolea pentru a o folosi la mâncare. Fie că e borș de fasole sau iahnie de fasole, ei bine, de fiecare dată procedez la fel. Așa că după acest video te invit să urmărești și video recomandat să vezi exact cum procedez eu cu fasolea. Și în felul acesta te asigur că nu tu ești de vină pentru creșterea prețurilor la gaze. Așa că hai să ne ocupăm de fasole. Pun fasolea în oricica asta, 600 de grame. Atâta vreau eu. Dacă tu vrei mai mult, pune mai mult. Dar atenție să dozezi și cantitatea de ulei necesară pentru această rețetă. Peste fasole am să pun undeva la 200 de ml de apă. Apă normală de la robinet. Să mă ajut de aburii generați de la apa ce am pus-o să reîncălzesc fasolea. Pentru că da, fasolea mea e de la frigider. Așa că dau drumul la foc. Focul la minim. Pun capacul. Și o las la foc minim să se încingă, să spunem, bine. Dar atenție să nu o arzi, căci s-ar putea să încep curățenia de sărbători mai devreme. Așa că mare grijă pe fasole, n-o scăpa din ochi. Au trecut 10 minute de când ceapa stă și se gătește la foc mărunt. Acum a venit momentul să pun bulionul de roșii sau pasta de tomate. Și am aici două linguri de pasta de tomate. Dacă vrei poți pune și suc de roșii, dacă vrei poți pune și roșii întregi. Dar eu prefer să pun pastă pentru că e ceva mai concentrată și nu aduc aport de lichid în plus la ceapă. Pun aici. Și chiar dacă ai fi tentat să spui că Paul face prăjeală, ei bine, nu-i prăjeală. Fac totul la foc mărunt, cât se poate de mărunt, ajutat de apă, evident, ca să fie ceea ce trebuie. Dacă o să te întreb cât am să mai las, ei bine, dragi pofticioși, nu mai las mult. Iar până atunci am să pun și un vârf de piper pentru aromă și puțin caracter. Pun aici.
Iau și amestec. Și asta e toată șmecheria. Acum nu fac altceva decât opresc focul. Ați văzut și voi că nu a lăsat foarte mult pasta de tomate cu ceapa să se gătească, ca să ducem în zona de prăjeală. Și mai am un ingredient pe care am să-l pun tocmai acum. Și anume o jumătate de linguriță de boiat de ardei dulce. Am să o pun acum. Pentru că dacă aș fi pus boiaua în timp ce se gătea, ei bine, aveam toate șansele să transform totul în ceva amar. Pentru că boiaua amărăște și există posibilitatea să strici mâncarea. Așa că mare atenție cum procedezi cu boiaua atunci când o folosești în mâncare. Fasole e gata, ceapa e gata, totul e pregătit. Ei bine, pot începe să fac fasolea bătută. Așa că aici am fasolea, iau și pun ceapa peste fasole. Uite așa. Poate părea multă, dar nouă așa ne place. Iar aici, dragilor, am usturoiul. Usturoi pe care l-am mărunțit, l-am tăiat în feluțe mici ca să pot mărunți și mai bine atunci când voi mixa totul. Și am să zic în jur de 8 căței de usturoi. Dacă ție îți place mai usturoiat, știi ce ai de făcut. Dacă nu îți place mai usturoiat, știi ce ai de făcut. Așa că cine sunt eu să mă pun cu gusturile tale? Totul e după gustul tău. Vrei ceapă mai puțină? Pune mai puțină. Vrei pastă de tomate în ceapă? Pune pastă de tomate în ceapă. Nu vrei? Nu pui. Și tot așa până când gustul tău îți spune că da, este optim pentru mine. Așa procedez eu când gătesc la mine acasă, așa te invit și pe tine să faci. Hai să pun usturoiul. Și acum pregătesc fasolea bătută sau icrele de fasole. Hai să începem gălăgia. Și să ai grijă că s-ar putea să mai ceară lichid sau ulei. Eu am să mai pun ulei pentru că vreau să obțin o cremă foarte, foarte fină de fasole. Așa că am aici uleiul pregătit, să zic undeva la 100 ml și am să adaug câte puțin până când ajung la consistența ce o vreau eu. Pun aici și încep. Pofticioșor, deși prezint rețeta ca fiind una de post, ei bine, fasolea asta bătută merge nemaipomenit de bine cu niște stoienuță trasă la tigaie sau pe grătar. Tăiat așa fâșiuțe mici și lăsat șuricul să se facă așa un semicerc. Și cu fasolea asta te dă pe spate. Dar pentru că suntem în perioada postului, ei bine, rețeta asta este pentru cei care postează. Dragi pofticioși, haideți să gustăm această minunată fasole bătută după rețeta, să nu-i spunem a mea. După rețeta soției mele, pentru că e rețeta ei, adaptată de ea, îmbunătățită de ea și nouă ne place nemaipomenit de mult. Să nu ne asumăm niște merite care nu ne aparțin. Așa că, dragi pofticioși, haideți să gustăm. Ia să vezi tu aici ce minune de fasole bătută am făcut. O să-mi sară fălcile de cât am să mănânc de asta și nu glumesc absolut deloc. Hai să gust! Ah, mamă cum e! Am să iau așa și cu puțină ceapă, nu prăjită, da? Nu prăjită. Atenție! Wow! Wow! Numai cuvinte de laude. Mamă cum e! Mamă cum e! Humus! Ce humus, domnule! Ăsta e senzație! Cu ceapa asta făcută în bulion, în pastă de tomate, senzațională, senzațională. Deși să știți că am întâlnit rețete în care nu se pune pastă de tomate deloc. Dar să știți că nu e greșit nici așa. Până la urmă fiecare face cum dorește și despre asta e vorba în bucătărie. Să-ți iasă aromele potrivite ție. Nu mie, că nu mănânc eu. Așa că, dragi pofticioși, până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Eu am plecat către ai mei să mă laud cu ce am reușit să fac din rețeta soției. Pa, pa, toate cele bune și ne vedem data viitoare. Mamă, ce bune! Mamă, ce bună e!